întâmplă să se iei curentul și fierbe, da, o să vedeți că scade presiunea aici. Aha. Deci problema că se ia curentul. Aia e o problemă. Da. O problemă. A doua problemă care să zic că să nu scadă aici, când mai, dacă se mai risește și presiunea, poate scade presiunea. Da. Dar ea funcționează și dacă scade la 1 și un pic, dar normal îi trebuie să stai la 3. Deci dacă e la 2, deja e semn. Minimul trebuie să fie 3. Dar un UPS de la cu 500 de lei, nu-i bun? UPS cu 500 de lei, nu știu de care zici. De alea pentru calculatoare? Uite și aici am pus. Da, sunt un solo. Aici avem probleme cu curentul, domnul Claudiu. Tot într-una ni se ia curentul și să ținem ore în șir, că se construiește. Alea să țină echipamentele astea. Da. UPS-ul ăla, nu-i consum pentru consumator foarte mare. Deci trebuie unul mai mare? Este UPS, este și de demamă, puteți uita, UPS pentru centrale termice, așa îi zice. Auzi, UPS pentru centrale termice. Borne, din UPS pleacă două borne pentru bateria de mașină. El atâta ține bateria tot timpul încărcată, când s-o lua curentul, ia curentul din baterie. Aha. Și atunci nu se oprește nici centrala. Și atunci și puteți nici pune UPS-ul acolo în cămăruța aia? Se poate pune. Nu, auzi. Eu pun bine la centrale, pune. Da. Aici o baterie de mașină și pleci cu chiuța aia. Nu, lasă că va lua el și vă eu chemă. Așa, dar ăla are baterie înăuntru. Știu, dar e bateria lui micuța. Nu-ți o jumătate de oră dacă îți duce o pompă. Da, da. Înțelegi? Ce mai vreau să vă întreb? Deci când crește la 100, când e bai, când crește la 100 de grade, nu e prea. Când fierbe, o să îl bansonează după aia. Și cum știu că fierbe? Hai să o să auziți afară că probabil o să și vedeți că scoat floiele, da, aerisitorul scoate aburi. Aerisitorul poate scoate aburi și tot așa. Nu știi folosit telefonul? Nu! Fă să meargă acolo. Și acum, că ninge afară, el tot crește. Bun, crește. Și aici ai 15,2 grade. 3. Și de asta trebuie să faci ceva. De asta se face setările lui, nu 3 un grad. 9,3 grade, are atâta, atâta să aici jos, 9,3 grade. Și sus, 15. Și el ta merge. Și